Frumos este, absolut superb această perioadă a anului, așa că încercați să vă bucurați de clipele frumoase petrecute alături de cei dragi, fie că sunteți în Republica Moldova sau sunteți în altă regiune a lumii, pentru că am văzut târgul de Crăciun de la București, de la Craiova, dar și de la Budapesta. În continuare mergem și la Suceava, un județ care cumva transmite multe, multe emoții, tradiții, e o regiune absolut superbă, iar îndrăgita artistă Andreea Haisan este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața și un ajun de Crăciun fericit! Mulțumesc din suflet! Bună dimineața! Vă spun și vouă, într-adevăr, un ajun de Crăciun fericit de tuturor, le doresc și eu. Mă bucur tare mult că iată sunt alături de voi în ajun de Moș Crăciun. Cumva ne pregătim împreună de darurile pe care o să ni le aducă moșul și este mare bucurie pentru mine. Așa este, Andreea. Vreau mai întâi de toate să ne spui dacă sărbătorile de iarnă te-au prins acasă, la Suceava, sau și tu călătorești prin toată țara încercând să aduci magia sărbătorilor. Ai bipat un lucru foarte important. Într-adevăr, noi suntem așa plimbați pe toate zonele țării. În momentul acesta mă aflu la socrii mei, care sunt din Prahova. Și aici petrecem ajunul Crăciunului, iar de mâine plecăm spre Moldova, pentru că mâine avem o petrecere foarte frumoasă la Neam și spun avem, pentru că o să fiu alături de Alexandru Brădățanu, Ana Tumoiagă, Paula Nania, adică o gașcă frumoasă de tineri, o să ne petrecem alături de moldovenii noștri dragi, mergem și la mine acasă în Bucovina, deci sărbătorile acestea cam așa o să fie, cu multă voie bună, cu mult cântec și în mod special alături de cei dragi. Apropo, eu știu că tu ești tare hărnicuță, nu stai locului niciodată. În luna noiembrie ai revenit din Statele Unite după un turneu fastuos oarecum și îmi dau seama că ai avut și foarte multe filmări, realizări de videoclipuri, noi piese înregistrate. Cum a fost anul 2021, așa, în general, dacă ei dau un calificativ? Într-adevăr, a fost un an de 10 pentru mine și spun asta pentru că mă bucur că iată am revenit alături de publicul nostru drag, cumva. Pentru că în anul 2020 ne-a lipsit întâlnirea cu publicul și cu cei dragi, iată în anul 2021 a fost mult mai bine. A fost un an foarte frumos și, într-adevăr, am reușit să realizăm un turneu intitulat Frasa Bine și la Greu în America. O lună de zile am stat acolo, puțin cam greu pentru mine, care am și doi pitici acasă, dar a fost o mare bucurie. Pentru că ne-am întâlnit cu românii dornici de muzică, de tradiții, într-adevăr, cumva, poate ne ajunge, ne-am făcut și noi un dar, aducându-le cântecele noastre de acasă și voia bună. A fost un an foarte frumos și sper că și al vostru a fost la fel de bun, să dea Dumnezeu, ca moșul, să ne aducă în tolbă un an la fel de bun și cel 2022 care urmează să vină. Da, domnul, așa să fie, pentru asta însă trebuie să muncim tare mult. În mod evident, ai deja o agendă full pentru anul care urmează. Dar dacă tot ai zis că ai pici acasă, îl așteaptă pe Moș Crăciun și dacă îl aștepți și tu, că noi adulții toți suntem copii în suflet, hai să recunoaștem. Adevărat, întotdeauna noi avem sufletul deschis și ne dorim să vină Moș Crăciun și chiar suntem surprinși, deși suntem mari, cumva poate bucuria copilăriei și bucuria așteptării moșului nu mai este aceeași, dar este intensă și, într-adevăr, picii mei, am un băiță și o fetiță care așteaptă foarte tare pe Moș Crăciun. Cumva luna asta a fost o lună așa a cadourilor în adevăratul sens al cuvântului. Poate că noi, când eram mici, prețuiam mult mai tare un dar, dar ne bucurăm că, iată, posibilitățile sunt altele și copiii noștri se bucură de Moș Nicolae, de Moș Crăciun, de fiecare dar pe care îl primesc, iată, luna decembrie, luna cadourilor. Așa este. Știi, ai menționat deja, copiii cresc, copiii sunt mai mari, dar toată lumea cunoaște că județul Suceava este foarte bogat în tradiții și acolo lumea ține foarte mult la rădăcini. Se mai respectă tradițiile pe care ți le amintești tu din anii copilăriei? Lumea mai are senzația asta și pregătirea, forfota asta din ajun de Crăciun? Da, se păstrează foarte bine și, într-adevăr, Bucovina este un loc în care tradițiile sunt alea acasă și în care, unde la fiecare poartă mi-e place și să spun că cineva duce tradiția mai departe, fie cântă, fie dansează, fie practică un obicei de Crăciun. Și, într-adevăr, colindele încă sunt alea acasă, pregătirea gospodăriei și bucatelor de sărbători încă se fac așa, cu mult drag, cum se făceau odinioară, încă se plămădește, încă se face tobă, încă se face mâncare bună și strașnică, dulce și gustoasă, nu vreau să le facă poftă de respectatorilor. Exact! Deja salivăm pe aici. Mâine e ziua cea mare și o să se dea drumul la
la bucate alese și, într-adevăr, în Bucovina încă tradițiile se păstrează, bucatele sunt cu gust, sună colindătorii și noi ne bucurăm că, iată, tradițiile merg mai departe, numai îndată vin și obiceiurile de an nou și merge cu capra, cu plugul, cu sorcova, cu cerbii, cu urși. Ne bucurăm de tradiții și sperăm să rămânem așa păstători și peste timp. Este o adevărată poveste perioada asta de iarnă. Despre activitatea ta artistică cunoaștem cu toții, ești îndrăgită în întreaga lume, nu doar în România. Dar eu vreau să ne spui, există un mit. Dacă mama, tata sunt artiști, sunt interpreți, nu reușesc să colinde pe acasă sau să interpreteze niște piese specifice iernii. La voi în familie găsiți timp ca să-l petreceți împreună, împodobind bradul să cântați o brad frumos sau alte piese din repertoriu? Ne facem timp și pentru aceste lucruri. Într-adevăr, uite, cum spuneam, mâine de Crăciun noi suntem plecați la neamț. Cumva Crăciunul îl facem alături de oamenii ce ne așteaptă să le cântăm, să le colindăm. Dar găsim în momente cum este, spre exemplu, seara de ajun, în care facem acest lucru și cred eu că pentru fiecare în parte, chiar dacă menirea lui este să ducă mai departe cântecul, mesajul pe care îl știu Dumnezeu l-a lăsat să-l ducem mai departe, mai ales de sărbători, trebuie să ne facem timp și pentru familie și pentru cei dragi, să petrecem timp prețios alături de copiii noștri și eu zic că dacă le minăm pe toate acestea, lucrurile să fie mult mai bine pentru noi, pentru întreaga lume, pentru că până la urmă eu zic că asta este fericirea și ține de noi să ne fim fericiți și să facem din ceea ce avem o zi de sărbătoare. Cu siguranță așa e. Noi te așteptăm la Chișinău pentru că ai colaborări frumoase cu mulți artiști din Republica Moldova. Vreau să ne spui și nouă detalii pentru când te așteptăm pe la noi. Păi eu sper să vin foarte curând, pentru că mi este foarte drag la Chișinău și chiar puteam și mă gândeam că prima mea legătură cu Basarabia a fost făcută prin intermediul lui Nicu Mâță, un prieten de-al meu foarte drag. Și iată, într-adevăr, cum amintei de colaborări, urmează să lansez albumul cu maestru Bob Gross și Orchestra Lăutarii. Așadar, eu sper cât de curând să revin la Chișinău, pentru că îmi place foarte mult și mă simt foarte bine, mă simt ca acasă și, într-adevăr, salut toți basarabenii și le urez Crăciun fericit și numai bine. Să aibă o gândire pozitivă, ca apoi lucrurile toate să așează așa cum trebuie. Și noi îți dorim un Crăciun plin de magie și de minuni, pentru că trebuie să credem în aceste minuni, ele ne oferă farmec în viață. Te așteptăm la Chișinău cu mare drag și în studioul emisiunii Bună Dimineața! Mulțumesc din suflet, eu vă mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, voi reveni și voi veni și la voi în emisiune cu mare, mare drag. Mulțumesc din suflet și Crăciun fericit și magic, așa cum ai spus-o, să credem în minuni. Crăciun fericit și ție, alături de noi a fost în această dimineață Andreea Haisan, cea care reușește să ne încânte cu vocea ei super angelică, dacă e să zicem așa pe șlau, iar eu vă las în continuare în compania ei, pentru că urmează să vedem și colindul Pace Vouă pe Pământ. Flor de măr și flor de crin, cool.
ne lumină.